cei când ne poți explica un pic ce înseamnă energia ancestrală? Da, cred că explică mai bine Costin. Ce frumos e atât. Ai o pisică frumos! Da. Da, în momentul conceperii noastre, în momentul în care am așteptat apa dragoste, pe lângă cele două tipuri de energii care participă la crearea noi ființe, adică energia masculină și energia feminină, da, apare o a treia, este energia primordială, energia universală, care este atrasă de acest proces. Ok, da? Iată. Și împreună, da, și împreună cele trei energii de la mama, tata și de la univers creează noua ființă. Da? Deci în momentul în care zigotul, mama, spune, da, mama și tata fac dragoste, da, creează o vibrație a iubirii foarte puternică. Da? Că se combină energia iubirii cu energia sexuală. Pe de o parte, dar se combină yin-ul și yang-ul, femininul și masculinul, da? E, lipsește al treilea element, elementul universal, da? Elementul de echilibru, de neutralitate, yuan-ul, care cuprinde yin-ul și yang-ul, da? Și în momentul în care cele trei fuzionează, atunci avem nașterea unei ființe umane. Deci să zice că Ioanul e nimicul sau totul? Ioanul e energia primordială, energia nedivizată. Nedivizată, adică nu este nici în nici yang, dinainte de nașterea lui Yin și Yang. Da? Deci este unul atot cuprinzător. Okay. Dar acum, dacă părinții când fac dragoste pun puțină iubire acolo, procesul va atrage foarte puțină energie primordială. Dacă este foarte mare iubirea între părinți, da? Da. În cadrul acestui proces, foarte multă energie primordială va fi stocată în copil. De aceea copiii, unii sunt mai năzdrăvani, unii sunt mai, eu știu, vitali, alții sunt mai bolnavicioși, alții... pentru că în momentul conceperii, această energie primordială se stochează într-o anumită limită, da? Cu cât iubirea este mai mare între părinți, cu atât copilul va beneficia de mai multă energie primordială. De aceea vreau să spun că iubirea este forța cea mai puternică în univers. Și ea, toată lumea vrea iubire, dar nu știe cum să o obțină. Deci, de fapt, nici nu mai știu ceea ce este iubirea. Confundă iubirea cu pasiunea, cu dorința, atracția, cu, așa, da, cu atracția și așa mai departe. Ce vreau să spun eu este că iubirea este o floare rară, da, sau o pasăre rară, cum vreți să o numim, da, și pe care tu trebuie să o crești, să o cultivi. Această pasăre rară nu vine într-un mediu unde nu există bunătate, generozitate, curaj, blândețe, da? Toate aceste virtuți, echilibru, da? Până la urmă, da? Toate aceste virtuți cosmice pregătesc terenul pentru iubire, da? Și ea vine pentru că este atrasă de ele. Dacă eu nu am în relația mea sau în viața mea aceste lucruri, nu voi avea iubire. Voi avea... Și de aici putem să trecem altceva. În de ce nu funcționează relațiile sau de ce se termină iubirea după 3 ani. În relație, da. Poți să iubești dacă tu nu ierți, nu știi să ierți. N-ai cum să iubești. E o utopie. Deci, era o poveste frumoasă cu Buddha care mergea și îi învăța pe oameni și la un moment dat un negustor, după ce ascultă ce spune Buddha, spune: Aluminatule, am înțeles, gata, o să iubesc pe toată lumea, însă nu mă pune să-l iubesc pe vecinul din colțul străzii, că pe ăla n-am nicio șansă. Deci eu sunt de acord, iubesc pe toată lumea, dar pe ăla îl urăsc de sare cam așa de pe mine. La care Buddha spune: lasă pe toată lumea, iubește pe ăla. Deci dacă tu reușești să faci, na, să ajungi să ierți, na, să știi ce este acea iertare și să ierți, să ierți întâi pe tine, pentru tot ce ai făcut, bun sau rău, nu contează.
după aceea să ierți, să exersezi iertarea și cu alții, dar întâi o exersezi pe tine, da? Este un, cum să spun eu, un magnet pentru iubire, pentru că tu radiezi iertare.